Casa din satul Răstoci, în care locuiește tanti Iulica, e un fragment de istorie. Femeia de 92 de ani s-a născut aici și, deși a rămas singură, spune că nu ar putea pleca în altă parte. De 54 de ani e singurică. Și când a murit mama, zic că nu stau acasă, că mama a murit ultima. Nici 24 de ceasuri singură. M-am dus la neverișor, la Cluj, dar tot o săptămână Deși casa a fost inclusă pe lista monumentelor istorice, zilele se scurg la fel pentru tanti Iulica. Femeia nu are electricitate, se încălzește cu o sobiță cu lemne, are o pensie mică și câteva găini prin curte, dar e mulțumită cu traiul ei modest. Am taică și o găină, am mâncare, am carne de porc, când am tăiat porcul am prăjit, cârnat, carne, am pus în borcane. Cartofi de aia, fasole, dar... Casa a fost ridicată de bunicii femeii. Nimeni nu știe exact când, dar cu siguranță e mai veche de 150 de ani. De-a lungul vremii a rămas la fel. Numai acoperișul a fost înlocuit cu unul asemănător cu cel vechi, tot din paie. Numai cât am umblat, am adus trestie. Cu spatele să-ți fac streșinele să nu mai ploaie pe prismă. Trecătorii sunt fermecați de această casă, iar tanti Iulica se lasă fotografiată. Câteodată oamenii își trimit pozele, pe care ea le păstrează într-o cutie alături de cele vechi de familie. E o femeie de treabă, curată, gospodină. Pe lista monumentelor istorice, locuința apare sub numele de Casa Morarului, pentru că tatăl femeii a fost morar și este în apropierea altui monument, o biserică de lemn din secolul al XIX-lea, unică în zonă.